Trăiește de an bun la oraș, dar asta nu îl împiedică să crească animale. Nicolae Olteanu este un pensionar de 65 de ani care locuiește într-un cartier de la periferia municipiului Târgoviște și de când s-a pensionat se ocupă de creșterea animalelor. La început și-a cumpărat 3 capre pentru a avea lapte și brânză pentru consum propriu, iar acum deține o mică turmă și produce lactate pe care le vinde, reușind astfel să-și rotunjească veniturile. Omul spune că îi place foarte mult ceea ce face, iar faptul că zilnic duce animalele la păscut și iese în natură îl ajută foarte mult și la sănătate. Cum merge? Binișor, deocamdată cât e soare și frumos, putem să ieșim cu ele la păscut. Când e urât și e zăpadă, la grajd mănâncăm. Am și lucernă și fân, boabe, tot ce le trebuie lor. Apă tot așa le pun, nu le pun multă covarță și apoi răcește unde doarme. Și cam așa, cam atât. Câte căprițe aveți? Am 19 capre și un țap. 20 cu toate. Toate sunt gestante, încă n-a fătat niciuna. Și pe parcurs urmează, că deja unele au început să depună la ugeri, la toate fiind. Dar de când vă ocupați dumneavoastră cu... Nu prea, eu am avut cam toată viața, că dacă am crescut 6 copii, vă dați seama că mi-a trebuit, că nu aveam cum să... Și pe vremea lui Ceaușescu, eu am avut animale multe, și oi, și vaci, și cai. Acum le am de 3 ani, de când am ieșit la pensie. N-ați putut să stați liniștit? Nu, eu să mai zic că am diabet și trebuie să fac multă mișcare, ca să pot mai mânca mai deplasat decât ce trebuie să văd la diabet. Asta mă ajută. Mersul ăsta mult pe jos și o leacă mai forțat, nu prea forțat, și mă ajută special pentru sănătate, mersul ăsta pe jos. Da. Dar cu producția ce faceți? Păi n-am producție cât strigă la poartă. Dacă trec o bucată de brânză și mie, mai în sat, am prieteni după târg, am până la munte de încolo, vine și ia cu găleata când e. 5-10 kg, a luat și 15 kg de E apreciată. E cea mai căutată brânză de capră. La bulci e cam 50-55 kg, eu nu o dau. Am dat-o cu 30 de lei kilograme. Acum să vedem ce o să mai... Anul ăsta, că s-a stricat prețul. Rău. Asta e. Și tot omul caută să mănânce o bucățică de brânză proaspătă, bine făcută, îngrijit. A început lumea să aprecieze și produsul ăsta tradițional sau de... Neapărat renunță la brânza de la magazin și stă la rând. N-am azi, n-am mâine, vin cu tare zi și îți dau. Da. V-a ajutat un pic iarna asta, că nu a fost chiar așa de rea și a mai avut... Numai cât a fost zilele astea urte le-am ținut, că nu le pot ține, că ele și de mănâncă și iesăturile tot strigă să le dau drumul, iară, ca să le dau drumul. Și neavând altceva, nepoții smărișorii, da. Și nu stau pe lângă ei, părinții lor e pe lângă ei și eu îmi fac de lucru așa. Femeia acasă cu treburile casnice și atât. Până la urmă e și o relaxare, să înțeleg. Pentru mine e cea mai mare relaxare, cu toate că n-am zi de odihnă, nici de Paște, nici de Crăciun. Nu. Vrei, nu vrei, trebuie să le ieși la animale, să le îngrijești. Că altfel, le pierzi. La tinerie, când mergeți aici, ați văzut și vreun tânăr? Are vreun tânăr pe aici, pe localitate? Are un băiat mai încolo, în partea înaltă. Cred că are 40 de ani. Și are mai multe ca mine, are o 40. Chiar cred că mai multe. Și tot așa, să ține după el și face și el treabă cu alilui acolo. Iar câte două, câte trei nu prea e. Nu are lumea câte două, trei, că n-are rost să alegi după două, trei capre. Că și eu la început, mie trei, că am mai multe care e mai bune și trei mi-ajungea, eu și femeia. Dar dacă tot ești în curte, nu ești pentru două, trei capre.